Ieri, în jurul orei 18, jandarmii din cadrul echipei operative a jandarmeriei Maramureș au găsit în zona gării Baia Mare două persoane fără adăpost, un cetățean de sex masculin în vârstă de 60 de ani și o persoană de sex feminin în vârstă de 45 de ani, paralizată pe partea stângă. Persoana paralizată a fost transportată de un echipaj zmurt, iar cealaltă de jandarmi la Spitalul Județean pentru investigații. Ieri în Borșa a avut loc o acțiune pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar. Profesorii împreună cu jandarmii au surprins și identificat un număr de 5 elevi cu vârste între 16 și 17 ani, care în timpul programului educațional au părăsit nemotivat perimetrul instituțiilor de învățământ preuniversitar. Conform prevederilor HCG 38 2003, tinerii au fost sancționați contravențional cu amendă. Fiscul a luat în vizor comercianții de produse accizabile. Reprezentanția ANAF efectuează până la finele lunii în curs controle la comercianții și distribuitorii de produse energetice, băuturi alcoolice și tutun prelucrat. Acești operatori economici trebuie să depună cereri pentru obținerea noilor atestate până la data de 15 februarie.